Bună ziua! Primul lucru despre care vom discuta este mulțimea numerelor reale notată simplu cu litera R. Reamintesc doar faptul că mulțimea numerelor naturale este o mulțime inclusă în mulțimea numerelor întregi, notată cu litera Z, iar mulțimea numerelor întregi este inclusă în mulțimea numerelor raționale, notată cu Q, care această mulțime a numerelor raționale este inclusă în mulțimea R. De asemenea, și mulțimea numerelor irraționale